1965, Gheorghe Gheorghe Udeș, conducătorul Partidului Comunist din România, moare în urma unui cancer galopant. La căpătul lui începe lupta pentru putere pe care o câștigă tânărul la acea vreme, Nicolae Ceaușescu. Surprinzător, el reușește să se impună în fața bătrânilor din partid. Apoi, trei ani mai târziu, în 1968, cariera lui politică ia o turnură importantă în urma invadării Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică. Primit în toate cancelariile occidentale, Nicolae Ceaușescu își împinge cariera spre apogeu fără să-și dea seama. După încă trei ani, în 1971, în urma vizitei din China și Coreea de Nord, țări ale căror sisteme comuniste l-au fascinat, Nicolae Ceaușescu hotărăște o schimbare uriașă în politica României. Prins între capcana puterii absolute și a cultului personalității, Ceaușescu face greșeli economice majore, pe care le decontează populația României. Se puterea personală preluând controlul aproape total al partidului, acum Nicolae Ceaușescu, alături de soția sa, Elena, este pregătit să-și impună concepțiile în ceea ce privește viața socială și economică a țării. Nicolae Ceaușescu decide că România trebuie să fie independentă din punct de vedere economic și să producă orice, să dezvolte oricare industrie, indiferent de costuri sau rezultate. Hotărăște să fie luate împrumuturi uriașe și face investiții păcuboase în industrii falimentare. Apoi pune poporul să deconteze nota de plată pentru planurile sale megalomanice. Românii încep să sufere de foame, frig, lipsuri, frică. 1989 găsește România tot mai aproape de modelul nord-corean. La 25 de ani de la acapararea puterii, în decembrie 89, Nicolae Ceaușescu fuge cu elicopterul din fața furiei bucureștenilor. Finalul carierei sale este șocant, dar meritat. Să nu se poate sustrage răspunderii în fața poporului, a legilor țării, pentru încălcarea legilor, pentru activitate de trădare a intereselor țării, a intereselor socialismului, a independenței și suveranității patriei. România este dominată de o lume cenușie, de lipsuri, de oameni triști și fără perspectivă. Iarna, în apartamente, temperatura nu depășește 16 grade. E frig în casă, dar Ceaușescu ne-a spus să mai punem o haină groasă pe noi. Căldura e raționalizată. Apa caldă curge cam 2 ore pe zi. La cei ce locuiesc la etajele superioare nu ajunge întotdeauna pentru că nu este destulă presiune. Anul trecut, în ajun de Revelion, am așteptat cu toții până după amiază la ora 5, ca să avem cu ce ne spăla. Curentul electric se oprește de câteva ori pe zi, fără niciun program ori logică. Citim, mâncăm, învățăm, trăim la lumânare. Suntem îndemnați să economisim, să nu mai fim risipitori. Toată energia este păstrată pentru producție, pentru fabrici, întreprinderi și pentru combinate. Noi, oamenii, nu contăm. Nu contează decât producția. Ceaușescu lansase ideea ca, nu mai știu cu ce termen, produsele tehnologice ale României să fie 95% la nivel mondial și 5% peste nivelul mondial. Ăsta era un ucaz, era un comandament pe care trebuia să-l îndeplinim noi cu toți. Bun, de ce l-a visat să facă din România o mare putere industrială? Neavând nimic pentru asta, neavând ceea ce numim astăzi know-how, neavând resursele necesare, neavând practic nimic. A construit niște maimuți industriali care au funcționat, lumea zice, e, dar cum mergeau alea? E foarte simplu, mergeau prost. Am fost de mai multe ori la Târgoviște, de exemplu, combinatul de oțeluri speciale. Speciale, deci ceva cu care tu ieși pe piață și ești foarte tare.
mi s-a relatat acolo, între altele, că o șarjă trebuia să dureze între 6 și 8 ore și în realitate dura între 14 și 38 de ore, deci o zi jumate. Pe de altă parte, un furnal electric de la Târgoviște de 100 de tone consuma energie electrică atât cât consuma tot orașul Târgoviște, inclusiv celelalte obiective industriale, la un loc. Întotdeauna când rememorez iernile petrecute într-un cartier muncitoresc în Berceni, într-un apartament situat la parter, unde acum poate părea bizar, dar realmente îngheța apa în pahar, unde pândeam o oră sau două de curent electric, de furnizarea curentului electric pentru a pregăti de mâncare unui copil sugar, o baie în care încălzeam alcool etilic pentru a putea dezbrăca și îmbăia copilul. Se vorbește așa, da, pe vremea aceea care aveai de lucru și aveai casă. Care era realitatea? Să le luăm pe rând, cu casa. Eu m-am pus pe o listă de cumpărat, nu de primit, o chirie. A durat vreo 2 ani de zile, pentru că ăștia de neplăcuse cartea, nu eram pe priorități. Chiar și pe bani, deci repet, chiar și pe bani, pe cumpărat, se dădeau într-o anumită ordine și puteai să ai de așteptat. Să ne amintim și de listele la mașină, da? Deci oameni care aveau, cumva, făcuseră rost de cei 70.000 de lei cât era o Dacia, da? Dacă socotești la salariu mediu, era mai scumpă decât este astăzi un Logan, care e mult mai performant decât acea de acum, tot raportat la salariul meu. Ok, aveau 70.000 de lei banii jos și se scriau pe o listă, urmând să primească mașina undeva pe la 2 ani de așteptare. Drept care apăruseră și, să zic așa, samsarii de mașini, oameni care se înscriau pe listă, numai ca ajungând în față să vândă locul cuiva, adică practic mașina, după care se înscriau din nou. Mai vorbesc de importuri. De importuri elementare pe care ar fi putut să le facă Ceaușescu. A venit un autobuz din care au coborât niște civili și acești civili au avut niște genți la ei, așa, de bagaje și au intrat niște civili în hotel și au ieșit niște militari cu armament, militari desfășurați în lanțuri de trăgători, care au început să tragă în piață. Asta a fost. Și au pornit în lanț dinspre operă, înspre catedrală, mitralind lumea care era în spațiu, în zonă. Cozi nesfârșite, părinți și familie sacrificată pentru a asigura nevoile primare, lipsa oricărei speranțe, care probabil că era cea mai apăsătoare, sălile de curs neîncălzite, în care mergeam cu mănuși, căciulă, sălile de spectacol neîncălzite. Ce mai lipsă? Păi, nu știu, mi-ar fi mai ușor să fac o listă cu ce se găsea. Deci se găseau niște câteva produse alimentare de bază, nici alea fără coadă, da, știm foarte bine, pâinea, pe cartelă, în multe locuri, ouă de Paști cost de 4-6 ore, sau, apropo și de prețuri, că lumea ține minte prețurile oficiale, dar nu și pe cele reale. Deci, am cunoscut, nu eu personal, dar am cunoscut pe cineva care de Paști a luat ou de 1 leu cu 10 lei. Deci a dat 300 de lei pe un cofraj, că nu găsea. Deci se găseau câteva produse de bază, aprozarele erau cu vin spumos și cu creveți uscați la cutie și eventual niște râcâieli de, pe post de cartofi sau de morcov, era mai mult pământ pe acolo. În alimentară, dacă aducea crembuș, vorbesc de București, lucram în piața Amzei, Ministerul Metalurgiei, deci dacă aducea crembuș, era manifestație populară. Ba, bineînțeles, toată zona. Era o atmosferă așa de lagăr, locuitorii din Brașov, în special din cartierele astea muncitorești, familiile lor erau foarte umiliți. Adică era ceva pe care nu aveai cum să, de care nu puteai să faci abstracție.
curentul era cam 2 ore pe zi, în general în timpul jurnalului, telejurnalului, când se lăudau marele realizări ale partidului, ale... așa. Iar în rest, pe străzi, așa, sistematic, ca într-un joc pe calculator, se oprea lumina, lumina stradală, lumina casnică, odată cu asta și apa. Lumea a mai uitat, așa cum a uitat și cum se trăia, da? Apropo de întreruptul curentului electric, am stat de vorbă cu oameni care mi-au zis, măi, că nu se întrerupea, doar dacă era vreo pană, da? Deci eu n-aveam 4, 5, 6 ore pe zi curent electric. Și n-am avut 4 ani de zile apă caldă nici vară. Alimentările, toată lumea știe. Cine nu vrea să-și amintească, nu-și amintește și nu vrea să-și aducă aminte. Dar eu știu că erau toate alimentările goale, măcelăriile erau pline numai de cârlige goale. Era o atmosferă așa descurajantă. Bine, orașul Brașov a avut întotdeauna, mai ales partea din centru, o atmosferă așa de burg german, asta te mai inducea în eroare, vegetația. În schimb, în cartierele muncitorești erau absolut murdare. La fiecare intersecție erau containere pline de gunoaie, lumea dădea foc, străzile miroseau, era o atmosferă pestilențială. Toate astea se conecta cu lipsurile, cu atmosfera de sărăcie. Pe cartelă era zahărul, uleiul, pâinea era pe cartelă, făina, produsele astea de bază. O familie, cum eram noi din 3 persoane, aveam rația de 1,5 litri pe lună. Și 3 kg de zahăr, parcă. Că ăla nu mai putea fi fragmentat, că se găsea la... Chil. La pungă de 1 kg. Frigul este ceea ce... Practic m-a dus în pragul disperării, într-o iarnă înfiorătoare, cred că în 83 sau 84 a fost o iarnă cumplită, în care trebuia să ajung acasă și treceau autobuze încărcate ciorchine. Eu nu știu dacă există astfel de filmări, ar fi foarte interesant de văzut cum arăta un autobuz în vremea lui Ceaușescu, când te agățai împotriva instinctului de conservare ca să ajungi la destinație. Și într-o astfel de iarnă, din disperare, pentru că autobuzele nu mai opreau în stații, m-am așezat în fața unui autobuz. Pentru mine a fost momentul suprem. Nu cred că mi l-ar putea șterge cineva din memorie, oricât de mult mi-ar spune că Ceaușescu a fost un patriot, că și-a iubit poporul, sau că era o perioadă foarte frumoasă. Când se începe școala la 15 septembrie, era o festivitate, după care, în cadrul acelei festivități, s-anunțau orele de program agricol. Practic, a doua zi, intrai la munca câmpului. Se lucra zi lumină, de la 7 la 7 seara, adică în agricultură a strâns recolte în tot județul Brașov. Fie că era vorba de cartofi, de morcovi, începând de la mărar, ceapă, mere. Cât dura mersul la câmp? Până când? Păi dura cam de la 15 septembrie, uneori până la 15, chiar 25 noiembrie. Adică la prima ninsoare începeam și noi școala. O altă bucurie era să reușești să sărbătorești o zi de naștere cu toate cele necesare. Era o luptă la care participa întreaga comunitate din jurul tău. Se făceau adevărate vânători de produse. Acum poate părea incredibil, dar existau modalități în care puteai să-ți procuri lucrurile necesare pentru a sărbători o zi de naștere sau Crăciunul. Ai stat la cozi? Da, am stat la cozi. Părinții mei au stat la cozi. Practic toată lumea stătea la cozi, stăteai și așteptai în strigătele dați câte o bucățică, dați un kilogram să ajungă la toată lumea. Exista un sistem în care
pensionarii sau cei care puteau să stea mai mult la coadă mergeau și așezau sticle de lapte, sacoșe, deci existau cozi formate din obiecte. După cutremurul din 77, mâncărica a început să fie mai subțire. Nu prea mai aveam ce mânca, că știu că am crescut cu cartofi prăjiți și cu din aia creveți. Deci eu asta mâncam. Da. Asta era mâncarea noastră. Pâine nu prea îmi plăcea, nu stăteam, nu mă duceam la coadă. Mama stătea săraca la toate cozile. Am stat la coadă la bilete de teatru, deci am petrecut mai multe ore la coadă decât avea piesa respectivă, decât durata piesei respective. Am intrat la liceu și atunci am descoperit o altă lume, o lume fiind adolescent. Îmi plăcea și mie să am o haină frumoasă, să am, în primul rând, să mă îmbrac, nu? La noi toate hainele din toate magazinele erau cam la fel, toată lumea era îmbrăcată la fel, parcă era trist, iarna nu mai zic, eram toți gri, eram și copii. Ca să ieși în evidență, trebuia să-ți faci o haină, nu știu cum, să-ți ofori, să o croiai singură. Ei mei săraci care trăiau de la un salariu la altul și mâncau numai cartofi, nu puteau să-mi cumpere un tricou de la consignația, de pildă, cu nu știu ce visam eu, sau pantofi cu cum erau atunci. Ce însemna consignația? Era, nu, la fondul plastic. Fondul la fondul plastic de pe Magheru. Erau tot felul de tricouri. Mi-aduc aminte că mi-am luat odată, știu că am plâns, am făcut ca toți dracii să-mi ia ai mei, să-mi dea bani pentru un tricou. Aveam, scria 64% bumbac și 45% poliester. Deci nu dădea 100%, era făcut la mișto, de Mihai Stănescu. Nu mai țin minte exact cifrele, dar cam așa era. Doamne, am purtat tricoul ăla cu atâta demnitate și iubire și l-a purtat tot blocul, toate fetele din bloc l-au purtat și eram supărată că una a scăpat nu știu ce înghețată pe el și nu știam ce să fac acolo, am făcut o floricică. Deci era un tricou care a costat, și cred că am și acum prețul, 435 de lei. Deci era o sumă imensă. Era o sumă imensă. La un salariu, la un salariu de 2000. Cam așa, da. Blugi? Nu, no, nici gând, n-am avut. Decât după 90, n-am avut blugi. Chiar și când am intrat în gașca rockerilor, aveam, făcusem niște pantaloni cu, dintr-un cearșaf. Nu vrei să știi cum arătau. Dar rockerii, care era soarta lor? Cum erau văzuți? Păi, erau văzuți foarte rău, foarte rău. Erau sataniști, bineînțeles, erau infractori, erau pletoși, erau împuțiți. Au avut o viață foarte grea. Ai avut prieteni rockeri pe vremea Ceaușescu care au intrat în coliziune cu miliția din motivele astea? Da, am avut foarte mulți, foarte mulți. Pentru simplu motiv că purtau un tricou cu Metallica sau cu Iron Maiden, erau arestați. Așa asta s-a întâmplat în Costinești. Bătuți, rași în cap, în bătaie de joc. Eu, din fericire, am scăpat. Nu am avut asemenea... Bine, nici n-am avut tricouri. Cu Iron Maiden. Așa, cu Iron Maiden am avut un amără de tricou făcut de mine cu... Nu știu ce scrisesem, cu galben pe el. Oricum era... Da. Poporul unit va asigura triumful comunismului în România, că poporul își va construi viitorul așa cum îl dorește, în comunism, în deplină independență. Arestat în mai, după 5 luni a fost, deci a fost condamnarea, procesul și recursul și condamnarea 10 ani.
Și prin decembrie 84 s-a aflat deja de arestarea mea, s-a aflat în străinătate și a fost susținut de organizații pentru apărarea drepturilor omului și posturi de radio, de televiziune din străinătate au comentat și era o perioadă în care Ceaușescu se lăuda că nu existau deținuți politici în România. Și care era adevărul? Și adevărul era că noi la IUD eram în jur de 30-20, depinde de perioadă. Actele la control, ce faceți aici, cu ce ocazie, ce arestați oameni așa pe stradă? În momentul când individul ăsta și-a pus mâna la piept, probabil, eu știu, să scoată legitimația, dar probabil să scoată pistolul, n-ai de unde să știi. Ștefan Iordănescu i-a tras un cap în gură, lumea l-a lovit, el a picat la colț acolo, câțiva l-au luat de mâini și de picioare și l-au pus pe linia de tramvai. Ideea este să dai primul și după aia să fugi dacă ești mai mulți ca tine. Ceea ce pe scurt am și făcut. Se evita pe cât posibil încadrarea celor care ajungeau în vizorul securității pentru acțiunile lor la articole din partea specială a codului penal care pedepseau infracțiunile cu caracter politic și se căutau orice fel de pretexte pentru încadrarea lor la infracțiuni de drept comun. Nu întotdeauna s-a reușit. Așa s-a făcut, de pildă, ca să găsesc în documente, în registrul deținuților din penitenciarul Aiud, că între 1964, deci după decretele de amnistiere date de către Dej și până în 1989, la Aiud au fost încarcerați aproape 700 de deținuți condamnați în baza părții speciale a codului penal, care pedepsea actele de opoziție față de regimul comunist, în diferite forme. Înainte de arestarea mea, eu am aflat de câteva cazuri similare. De exemplu, a fost cineva care cu o mașină din Piața Unirii a mers până spre Piața Universității și pe mașină avea poza lui Nicolae Ceaușescu, scria jos călău, jos trădător. A fost blocat de mașini de poliție, de alte mașini de securitate și dat afară de mașină, luat pe sus și nu s-a știut nimic. Deci, o astfel de acțiune, nimic, nu în ziar, nu în televiziune, nimic, de vă zic, zvonuri la servici, deci comentarii am o zlumă, zice, se pare că a fost, da, nu mai mult. Tot așa, cineva, l-am întâlnit, era, îl cheamă Ion Bugan, din Tăcuci, tehnician, nemulțumit de frigul din casă și de familia era, nu știu, bolnavă de nu știu câtă vreme, n-avea cu ce să se încălzească, nu... Da, era... Condamnat la 9 ani închisoare. Pentru că a protestat? Da, pentru ce a făcut. Pentru... Dar vreau să zic că până n-am ajuns în... Cred că pe Bugan l-am întâlnit în ianuarie la Iud. Da? Deci, din 82, din toamnă, când a făcut el acțiune sau perioada aia, nu știa nimeni despre el nimica. În acest cadru este necesar să perfecționăm în continuare activitatea organelor de procuratură și justiție care trebuie să-și desfășoare activitatea în strânsă legătură cu masele lași populare. Deci ați aflat toate astea la închisoare. Ajung la închisoare. Tot așa, cineva pe Lipscan s-a suit pe o schelă, a aruncat manifeste, a vorbit oamenilor, după aia încet au venit câțiva pe schelă, l-au dat jos, a dispărut. Nu s-a știut cine, cum, unde, nimic. Deci ziarele, nu, zgâtearul, care erau, nu se publicau nimica. Radio nimica, televiziunea nimica, n-aveai voie în străinătate, era un control orice scrisoare. Eu la un moment dat am trimis niște manifeste și prin poștă, la câteva instituții din vremea aia. Vă zic că securistul, când m-a anchetat, mi le-a pus toate în față. Erau 10 scrisori, toate. Uite, mă, tu crezi că trimiți de capul tău... Erau semnate? Nu, dacă erau manifestele în ele, eu am trimis manifeste și un mesaj în care spun, domnule, nu suntem mulțumiți de Nicolae Ceaușescu, nu de asta. Toate le avea.
Ați ieșit în 86 în urma protestelor. Care a fost motivația lor? Bună purtare? Motivația lor era umanismul sistemului comunist. Realitatea a fost că, și dovada, a fost că au fost proteste foarte mari în străinătate despre cazul meu, despre mine, că eram cunoscut. Deci, eu eram în aceeași situație cu alți deținuți la iud, da? Ilie Ion, din Pitești, a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru că a răspândit 25 de manifeste, tot în 83, tot în primăvară. Eu am fost eliberat, el n-a fost eliberat. Da? Era contabil șef la un trust de construcții în Pitești și nemulțumit de tot așa, de diverse și de faptul că erau programele de televiziune așa de limitate, mizerie, sărăcie, nu găseai de mine. Da? Deci dacă era umanism, trebuia și acest om, și Ilie Ion, care era condamnat mai puțin decât mine, să fie eliberat. Un caz se numește Mugur Călinescu. Sau ce înseamnă să fii anchetat și să mori la 18 ani în vremea lui Ceaușescu? Istoria lui Mugur Călinescu este una care m-a impresionat profund. Am avut posibilitatea să investigăm în amănunt acest caz. Am trimis inclusiv o echipă de experți care au avut posibilitatea la Botoșani să îl găsească chiar pe ofițerul de securitate care s-a ocupat de anchetarea lui Mugur Călinescu. Am reconstituit, dacă vreți, în amănunt atât ancheta cât și ce a urmat după aceea, pentru că în locuința mamei lui Mugur Călinescu, unde elevul de liceu pe atunci locuia, a fost instalată tehnică operativă. Sunt, dacă vreți, tragice în toată forma lor discuțiile între mamă și fiu, care se derulau în paralel cu anchetarea fiului de către securitate, pentru curajul lui de a scrie cu creta pe zidurile și pe panourile de tablă din jurul șantierului lozinci care îndemnau populația să se revolte împotriva regimului comunist. Însă soarta sa a fost una, dacă vreți, cu totul crudă. Vreau să fie libertate, vreau să fie... Bine, eu pentru mâncare mai puțin, că eu cu mâncarea nu prea așa, dar vreau să fim liberi, să avem haine, vreau să mergem la concerte rock, vreau ca rockerii să nu mai fie bătuți, umiliți. Și nu numai asta, că sunt mult, mult mai multe lucruri. Știam că mor bătrân prin spitale, copii, nu era curent electric, mai știi când scriam la lumânare, era frig și tremuram de frig, nu, zic, sunt multe. Femeile, de exemplu, nu aveau vată, nu exista vată, se trezeau, erau cozi imense, își rupeau părul la coadă. Multe, multe lipseau din viața noastră. Și cam totul. Cam totul, da. Am făcut o mare coală, așa, am luat-o din ziar, tot așa din ziar. Am scris Jos Ceaușescu, libertate. Și asta s-a întâmplat în 87. Și am zis că dacă Ceaușescu încă era la putere și rockerii mei erau bătuți și nu era curent electric, zic că hai să fac ceva unde îi place lui mult. Acolo la baraj, la Lacul Morii, unde făcuse el frumos, amenajase Dâmbovița, zic hai să fac acolo ceva drăguț. Unde scria Ctitoria epocii Ceaușescu. Exact, Ctitoria epocii Ceaușescu. M-am dus. Nu m-am dus singură, m-am dus cu o prietenă din blog, bineînțeles. Noaptea, dar n-am lipit-o cu prenadă, ci cu pastă de dinți. Eram toată pastă de dinți, cristal din aia. În fine, ajung, punem, îl lipim și fugim. Am dus acasă, ca și cum s-a fi întâmplat nimic. Eram atât de fericită și de agitată, ca o veveriță de aia canadiană. Nu-mi găseam loc. A doua zi, în momentul în care am trecut pe lângă baraj, am văzut acolo miliție, câini. Și am simțit că mor, că se duce tot sângele în picioare. Doamne, eu am făcut asta.
Am coborât, m-am urcat din nou ca să trec, să văd mai bine spre lujerul lui. Și am văzut. Și mă gândeam, Doamne, dacă am lăsat amprente, dacă, ce fac acum? Și mi-a fost groaznic de frică. Și atunci am jurat, gata, nu mai fac așa ceva niciodată. Anchetatorul lui Mugur Călinescu a negat că ar exista ceva suspect în moartea lui. A spus că s-au purtat foarte bine cu el și că s-a mers pe ideea atâta destrămării anturajului, adică a izolării lui Mugur Călinescu și a influenței negative pe care el ar fi putut-o aduce între ceilalți, cât și a determinării lui de a nu mai face așa ceva pe viitor. Securistul a spus că s-au purtat blând cu el. Dacă această blândețe s-a tradus ulterior printr-o moarte fulgerătoare și suspectă, aici e un mare semn de întrebare. M-am dus la prietenele mele, le-am spus, voi aruncați totul, că aveam litere, aveam lipici, ăla, toate ziarele tăiate, eu le mai aruncam, dar mă-ți mai scapă până la urmă și am scăpat de ele, n-am mai folosit. Dar spun, a fost o revoltă a mea, dar trecută prin mintea unei fete imature un pic, adică eram copilăroasă, nu, că era o joacă pentru mine, o joacă, dar totuși credeam în ea. Vă spuneam că am consultat lista deținuților politici de la AIUD. Există între ei 6-7 deținuți politici care au fost internați cu o stare de sănătate bună, dar după un an sau doi au murit în genere de cancer. Și aceasta s-a petrecut într-o perioadă restrânsă, între 1975 și 1978. Deci sunt cam multe morți suspecte într-o perioadă scurtă de timp. Și cu toții erau condamnați pentru ofense grave aduse la adresa conducerii superioare de partid și de stat. Aș vrea să fac o paranteză aici. În nicio anchetă a securității nu se pronunța numele Ceaușescu. Am fost eu anchetat de către securitate pentru că am pus alături de colegi manifeste. Am fost arestat pe 12 decembrie 1987 și a urmat o anchetă absolut violentă, ceva de nesuportat. Același anchetator care 3 ani de zile a fost, să zicem, un comportament normal, violent și la limita suportării. Deci v-a bătut? Da. Cum să zic, eu am rămas uimit, același om, da? Deci nu ținea neapărat de om, ținea de sistem. Evident, comandantul Vasile Gheorghe era atunci și probabil mai sus, probabil până la Ceaușescu, era o perioadă în care deja simțeau că pierd puterea și că trebuie să terorizeze oamenii. Pentru că fusese revolta din 87 de la Brașov. Pentru că, de fapt, așa funcționează teroarea. Nu știe niciodată ce ți se întâmplă. Deci, după această perioadă violentă în care, iar am fost eliberat pe 22 decembrie 87, zic, nu mă mai așteptam. Ei mă amenințau cu 17 ani închisoare de data asta. Totuși, senzația a fost că nu știi ce se întâmplă data viitoare. Adică, dacă prima oară au respectat legea și au făcut proces și te-au condamnat, a doua oară n-au mai respectat legea în niciun fel, a fost o anchetă violentă, ți-au dat drumul mai devreme, dar vreau să zic că iară, într-un mod nelegal, senzația era că a treia oară o să te trezești cu un glonț. Adică, asta a fost senzația cu care am plecat de acolo. Securitatea nu s-a dat în lături să treacă la măsuri extreme. Oamenii au fost pur și simplu eliminați la ordine superioare sau, eu știu, uneori s-a întâmplat asta și accidental din cauza a brutalității excesive din anchete.
Anchetele au rămas la fel de brutale, bătaia însă în unele situații nu mai era administrată direct de către securiști, ci de către milițieni. Când a fost ancheta din 87 din decembrie, cum să zic, după ce m-a tocat bine, eram jos în celulă, când trecea gardianul pe culoar, începea să tremuri. Că te-ar putea lua din nou. Că, zici, dacă mă cheamă și începea, deci, cum să țin minte, vedeam piciorul tremura singur, intra în reflex de frică. Țin minte că mă gândeam ce să spun, cum să spun, să nu spun, mă uitam după un cârlic să termin, să nu mai... nu știai ce se întâmplă, adică ceva de... Vreau să vă spun că în data de 18 decembrie, noaptea de 17 spre 18 decembrie, când chiar era și ziua mea de naștere, aveam o fetiță acasă, eram căsătorit, a fost anchetat de un procuror. Mi-am dat seama că s-ar putea și aveam toate șansele să nu mai văd familia. Existau informatori în cartierele acestea muncitorești? Eu cred că ar fi trebuit de mult să explodeze mămăliga la Brașov. Cu mult înainte de 87, dar era un sistem extraordinar de bine pus, bazat pe informatori ai securității care țineau situația sub control. Per ansamblu, securitatea a avut pe parcursul funcționării ei aproape o jumătate de milion de informatori. Dintre aceștia, în 1989, în decembrie, 136.000 erau activi. În liceu ați avut dintre colegi informatori, știi ceva? Știu, da. A fost informatori. Cred că în medie 5-6 în fiecare clasă. Oricum era tot domeniul acoperit. Nu cred că ar fi scăpat nimeni care ar fi făcut ceva să nu ajungă la urechile securității, indiferent de școală sau liceu. Dar ai fost conștient în timpul liceului sau de-abia după? Adică ați știut? Ați bănuit pe cineva? Eu știu care sunt. Nu pot să zic că mi-erau prieteni sau neprieteni. Erau și erau, funcționau ca atare, funcționau în felul ăsta. Mi-aduc aminte de un raport al securității din 1988, din toamna anului 1988, de la Securitatea din Sibiu. Era vorba de o ședință de analiză în care securiștii sibieni erau criticați de un responsabil venit de la centru, de la București, că au rămas neacoperite informativ o stradă și un bloc din Sibiu. În rest, totul era sub control informativ. Peste tot erau urechile securității. Cam peste tot în România, șefii de post din comune aveau o jumătate de normă la securitate și dezvoltau propria lor rețea de informatori în lumea satului. Rapoartele mergeau nu numai la miliție, ci și la securitate ale șefului de post de miliție dintr-o comună. Azi, nimeni dintre cei ce nu au trăit în comunism, dintre cei care nu au prins regimul Ceaușescu, nu poate înțelege ce s-a întâmplat atunci. Viața de atunci, aberațiile la care eram constrâns zi de zi. Totul pare o parodie ieftină, o comedie. Nimeni nu poate să priceapă că nu era program de televiziune, nu era curent, nu era căldură, nu era mâncare, că nu aveai voie, nimic. Nimeni nu poate să creadă că era periculos să vorbești împotriva lui Ceaușescu, că era periculos să și gândești. De ce crezi că tinerii din ziua de azi nu pot pricepe ce s-a întâmplat atunci? Pentru că în actuala situație li se pare de neimaginat. Evoluția informației și felul în care noi acum și ei acum au acces la absolut orice îi face să nu poată să înțeleagă că acele lucruri au existat cu adevărat. Copilul meu și colegii lui și fetele cu care colaborez în profesia mea nu pot înțelege că
ceea ce noi mai povestim uneori s-a întâmplat cu adevărat și spun că fabulăm. Mi-aduc aminte de pildă de una din dilemele mele dintr-o zi din vara anului 1988. Erau două cozi, una la Cinema Arta din Brașov și una la o alimentară la câteva sute de metri mai departe. Coada la cinema era la Călăuza lui Tarkovski și coada de la alimentare era la hârtie igienică. Și a trebuit să optez între cele două cozi și am optat pentru hârtie igienică, pentru că mai văzusem Călăuza de două ori. Am povestit asta la un curs unor studenți la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea din București. Și mi s-a replicat: domn profesor, ăsta este science fiction. Coada la hârtie igienică. Acum am auzit în spatele meu un urlet și când am întors capul peste umăr, am auzit o femeie cum era călcată de tab, cu mâina așa întinsă, avea o sacoșă din care și-au, țin minte și acum, două franzele, vârfurile. Și a trecut peste așa, ca și cum mai trece peste un tub de pastă de dinți. Dacă ne uităm la Coreea de Nord, avem exemplu cum era România în 1983, 86, 89. Coreea de Nord. Jurăm pentru patrie, pentru popor, pentru iubitul conducător. Așa cum scrie marea carte a strălucitului congres, vom duce țara mai departe spre libertate și progres. Jurăm! Jurăm că vom urma poruncii iubitului conducător, urcând din pisc în pisc al muncii spre comunism biruitor. Spre comunism biruitor, jurăm! Pentru patrie, pentru popor, pentru iubitul. În 1989, în toate țările din estul Europei s-au produs schimbări totale în ceea ce privește regimurile politice. În jurul lui Ceaușescu cădeau ca piesele de domino toți vechii lideri comuniști. În Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, regimurile comuniste renunțau la practicile staliniste sau chiar erau înlăturate de la putere. La 9 noiembrie 1989 cade zidul Berlinului, care este luat cu asalt de germanii prinși în capcana comunismului din partea estică a orașului. Începuse sfârșitul Republicii Democrate Germane. Nicolae Ceaușescu rămâne singura fosilă a comunismului est-european. La ultima întâlnire cu Gorbaciov din 4 decembrie 1989, el cere garanții pentru perpetuarea comunismului în Europa de Est și mai ales ajutor economic de la Uniunea Sovietică, dar nu primește decât o amânare pentru ianuarie 1990. Azi știm că în toate țările foste comuniste din Europa de Est, schimbările au fost făcute la dorința lui Mihail Gorbaciov și cu intervenția URSS. Urma România. L-ai urmărit vreodată pe Ceaușescu la televizor încercând să descoperi că este îmbătrânit, slăbit, bolnav? Speram cu toții. Nu știu dacă reușeam într-adevăr să descoperim, dar zvonurile, unele dintre ele chiar dirijate și controlate, că ar fi bolnav și că ar fi pe moarte, existau și speram cu toții. Și cu cruzime ne doream să-l vedem mort și cu cruzime cu toții am acceptat că a fost omorât în 25 decembrie, chiar dacă, judecând acum, nu consider că este firesc felul în care a fost executat. Dar atunci a fost o ușurare și o satisfacție pentru mulți dintre noi. Sau, mă rog, pentru cei care au curajul să recunoască. A plătit pentru ce a făcut? Categoric. Într-un fel a plătit pentru ce a făcut. Poate nu în modul cel mai corect, dar a plătit pentru ce a făcut. 13 decembrie 1989, ultima zi în care regimul Ceaușescu funcționa după cum era stabilit, după regulile lui. Ultima zi în care frica era deplină. Urmează ultimele 8 zile în care deschidem televizorul și îl vedem doar pe Ceaușescu, sau deschidem radioul și îl auzim doar pe Ceaușescu sau vorbindu-se despre Ceaușescu. Urmează ultimele 8 zile în care mă voi trezi în frig în casă, în care nu voi avea lumină, mâncare, filme la cinematograf, nu voi avea dreptul de a vorbi liber. Ultimele 8 zile în care Moș Crăciun este interzis, în care n-ai voie să circul cu autoturismul iarna, în care nu găsești cărți, nu ai dreptul la pașaport, nu poți vorbi la telefon în străinătate, nu ai voie nici măcar să scrii în străinătate.
Vor fi 8 zile de incertitudini, de revoltă, de furie, de arestări, de frică și teroare. 8 zile în care, până la urmă, forțele de represiune, armata, miliția și securitatea vor trage în populația ieșită în stradă, la lumină în văzul lumii. Dar în 8 zile, Ceaușescu este dat jos de oamenii din stradă, iar regimul comunist dispare. Și vom fi liberi, a fost strigătul din decembrie 1989, pe care Nicolae și Elena Ceaușescu, cocoțați în vârful puterii absolute, nu l-au putut înțelege. 30 de ani mai târziu, vom muri și vom fi liberi, nu este încă înțeles de cei ce se succed la putere în România. Cei care au tras în oameni au fost judecați? Nu. 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 Sunt 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Nu. Ce s-a întâmplat cu toți comandanții militari în perioada aceea? Au fost ridicați toți în funcție. Vă raportez la Ceaușescu, încă o dată am ordonat să tragă foc. Centrul orașului se îndreaptă în grupuri de oameni. Aici e Radio Europa Liberă.